Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre previziunile astrale ale lunii noiembrie, pentru fiecare zodie în parte și, ca de obicei, o să vă dau tendințele generale în prima parte a materialului și, în partea a doua, detaliem zodia respectivă. Înainte să trecem la fiecare zodie în parte, vă anunț că pe Patreon am postat previziuni generale pentru 2023, anul Iepurelui de Apă, cu previziuni scurte pentru fiecare semn chinezesc, am postat semnificația anului lui Dumnezeu, cum mai este denumit anul viitor. V-am vorbit despre retrogradarea planetelor și implicațiile aduse de aceste retrogradări. V-am făcut previziunile generale pe fiecare zodie în parte și v-am dat toate zilele din an pe ore și pe ritualuri care se vor face în 2023. V-am vorbit și despre schimbarea nodurilor lunare din 12 iulie 2023 pe axa Berbec-Balanță, o mare schimbare energetică. Nu uitați și de abonamentul pentru cei care își doresc interpretări personalizate de tarot. Revenind la noiembrie, pentru cei care doresc să se căsătorească în această lună, cele mai bune zile sunt 1 și 2 noiembrie, și apoi din 12 noiembrie până în 27 noiembrie, deoarece Venus face un frumos trigon cu Uranus. Pe 8 noiembrie avem eclipsă de lună în Taur, pe lună plină adică. Și este foarte posibil ca acolo unde vrem să dăm înapoi să nu mai fie posibil, să ne întoarcem adică la starea inițială, fiindcă aceasta fie a fost alterată sau pur și simplu nu mai există. Realitatea către care ne îndreptăm se poate contura în favoarea noastră numai în momentul în care începem să construim și nici de cum să o negăm. Asumarea și acceptarea schimbărilor pe care le inițiem sunt cuvintele cheie ale acestei luni. Noiembrie va fi o lună provocatoare pentru mulți dintre noi. În mișcare retrogradă Marte ne cam fură entuziasmul și anulează unele planuri pe sfârșit de an. Oamenii vor fi prea interesați de deciziile lor din trecut, din păcate, ceea ce o să aducă sentimente de neîncredere sau eșec. Din punct de vedere intim, este un tranzit negativ pentru că împinge iubirea agresivă și aduce răceala intimă. Semnele de foc și de aer vor avea o problemă în acest moment pentru a îmblânzi energiile lui Marte și de asemenea va fi problematic să trăiască viața la un nivel profund. Pentru a depăși cât mai bine impactul lui Marte, este necesar să ne conectăm cu acei oameni care ne-au îmbogățit viața spiritual în trecut. Pe măsură ce avem tendința însă de a reacționa exagerat, va trebui să medităm mai mult, să ne concentrăm asupra originii atitudinii noastre negative, adică de unde ne vine și, sigur, să o îndepărtăm. Unele zodii poartă din viața trecută o durere, care acum iese la suprafață. Mai ales pe aceste ultime două luni din an, reconcilierea cu trecutul este cea mai bună modalitate de a depăși acest aspect negativ. În a doua jumătate a lui noiembrie, Jupiter retrograd, care ne-a atras atenția în primul rând asupra sănătății și a unui stil de viață sănătos, își încheie traseul retrograd. Energiile lui Marte și a lui Jupiter vor fi combinate până în 23 noiembrie pentru a întări gândurile despre trecut și sentimentele noastre de tristețe. Iar din 23, karma se va echilibra. Dar în viața noastră, acțiunea planetei roșii, Marte, rămâne într-o puternică mișcare, v-am spus, până în 2023 și acționează în principal asupra semnelor de foc și de aer ale zodiacului. Este important, dragii mei, să nu uitați că astrele nu mint niciodată și mereu, dar mereu, ne dau direcția corectă în viață. Țineți minte că la materialul meu mai vechi despre energiile eclipselor de la sfârșit de an și astrograma lui Putin și a lui Zelenski, v-am spus că ne vom confrunta cu arma nucleară și iată că, acum când ne auzim, Putin a anunțat că va face un test nuclear.
V-am mai spus că este ceva în legătură cu apa. Și se pare că testul va fi făcut de pe un submarin. Deci vedeți cum astrologia știa exact ce se va întâmpla cu mult timp înainte să se anunțe asta. La fel, v-am spus în astrograma lui Putin și a lui Zelenski despre teritorii care vor fi pierdute de unii și redate locului unde au aparținut mai de mult. Iată că așa s-a și întâmplat prin anexarea 20% din teritoriul Ucrainei și nimeni nu va putea face nimic să oprească asta, oricât de viteji se dau toți acum. Și v-am mai spus de asemenea că acest război nu se va sfârși în 2022, ci abia după primele 3 luni ale anului viitor. Și dacă avem timp, o să ne uităm împreună pe harta Ucrainei să vedem și cum se va sfârși. Oricum, reascultați materialele și bazați-vă pe previziunile astrelor. Acum, revenind la luna noiembrie, să vedem cum stau lucrurile pe aspecte astrale importante pentru fiecare zodie în parte. Zodia Berbec și cei cu ascendent în Berbec. Energiile în prima parte a lunii vor fi împărțite pe axa 8 și 2. La început de lună, planeta Venus este în opoziție cu planeta Uranus. Și în general, această opoziție înseamnă o întrerupere a iubirii, a armoniei pe casele unde pică fiecare planetă. În această perioadă, casele sunt afectate de asemenea și de retrogradarea lui Marte, care aduce zile pline de tensiune. Poate o relație de dragoste în această perioadă este pe sfârșit. Și să știți că astrele vă avertizează în legătură cu astra. Noiembrie nu este o lună bună nici măcar pentru acele persoane care sunt singure și caută o relație pe termen scurt. Nu o să găsiți ceea ce căutați. Venus este în casa 8 și Uranus în casa 2. Venus aduce iubiri interzise, sentimente ascunse, iar Uranus în casa 2 aduce o situație financiară nesigură sau ceva financiar la care voi trebuie să vă întoarceți, să reveniți, să remediați niște lucruri. Pe 8 noiembrie avem lună plină cu eclipsă lunară în zodia Taur, deci pe energie de pământ și la voi va fi pe casa 2 a banilor. Semnele zodiacale feminine vor fi ceva mai sensibile în această zi la diverse boli. Din punct de vedere al stabilității emoționale, luna plină se concentrează în principal pe satisfacția interioară a fiecăruia, a sufletului nostru. Pentru că doar dacă suntem mulțumiți de deciziile noastre ce le-am luat în trecut, o să vă simțiți bine cu sănătatea în acest moment. Problema de bază a lunii pline în Taur poate fi respectul de sine, deoarece lucrurile din viața voastră vor părea ceva mai dificile decât sunt în realitate. Decizii din trecut vor fi sub propria voastră autocritică. Adică o să vă gândiți, măi, am luat bine acea decizie, n-am luat-o bine? Și asta o să vă provoace așa un fel de reacție negativă asupra lumii. O soluție potrivită ar fi ca să vă transformați toate aceste reacții în vibrații pozitive și astfel o să vă găsiți pacea interioară. Adică în aceste zile trebuie să vă concentrați în mod special asupra voastră, adică și nu căutați probleme acolo unde nu sunt. La voi această energie se întâmplă pe casa a doua banilor și asta înseamnă că luna plină vine și vă arată ce anume aveți voi de schimbat pe casa banilor sau a valorilor personale, inclusiv a proprietăților. Pe 17, așa cum v-am spus, se schimbă vibrațiile. Planeta Venus se mută în zodia Săgetător și Venus în Săgetător aduce perspective mai bune, mai ales pentru cei care sunt îndrăgostiți. Ne concentrează atenția pentru a ne asigura că trăim toate lucrurile bune din viață alături de cei dragi. Nu doar că vom aprecia conversațiile pe subiecte serioase, dar ne vom concentra și pe acțiuni și pe lucruri care sunt doar fericite. Amintiți-vă că dacă sunteți fericiți și îndrăgostiți de viață în general, o să aveți
ocazia să cunoașteți o persoană care va fi fermecată de această energie plină de pozitivitate și de iubirea voastră. Deci trebuie să învățați să râdeți, să înțelegeți pe ceilalți și să creșteți spiritual. Trebuie să fugiți de rutină și să mergeți cu pași mici mai departe, adică spre propriul vostru sine, să-l faceți mai bun și să priviți lumea mult mai pozitiv decât înainte. Persoanele ce sunt necăsătorite vor avea tendința de a căuta compania altora în această perioadă, dar pentru asta, ca să iasă ceva, trebuie să vă lăsați mintea deschisă, adică să fiți deschiși în căutarea iubirii. Dacă tot o căutați, măcar stați cu inima deschisă. La voi Venus se mută pe casa nouă a studiilor, a cunoașterii înalte, a străinătății, a religiei, a ghizilor spirituali și aduce toleranță, amabilitate, înțelegere. Pentru unii poate să însemne și o căsătorie în străinătate și majoritatea o să vedeți, o să aveți idealuri înalte. Pe 18, soarele în sextil cu Pluto va fi în casa 12, Pluto va fi în casa 12 și aduce o doză de vitalitate și energie tuturor zodiilor de foc. Va aduce în viețile voastre dorința de a trăi intens, o putere creatoare și va fi de mare ajutor pentru cei care aveți activități de concepție, de creație. Instinctele voastre spre îngrijirea altora vor fi foarte puternice, dar atenție că vor răpi din timpul vostru liber sau cel alocat vouă. Adică este posibil să uitați de propria voastră sănătate. Utilizarea corectă a soarelui, care este în sextil cu Pluto, este o mare provocare pentru voi. Iar Pluto în casa 12 aduce secretomanie, autocompătimire, iar în unele cazuri depresie. Pe 22, soarele pășește și el în casa 9, adică tot în săgetător. Și asta arată că o să vă ajute, energia respectivă o să vă ajute să înțelegeți mai bine sentimentele din trecut sau măcar cele de la început de lună. Cuvintele cheie din acest aspect sunt căutarea adevărului, căutarea progresului, inspirația în folosul vostru personal și speranța unui viitor mai bun. Împrejurările încep să se trezească și să prindă inspirație datorită elementului de foc al săgetătorului și voi sunteți zodie de foc. Iar oamenii, în general, berbecii, o să devină nu numai curajoși, o să devină și aventuroși, cu chef de energie și de aventură și de descoperire a unor lucruri sau lumi noi. Pe 23 avem lună nouă, tot în săgetător, deci aveți 4 planete în săgetător. Și perioada cu probleme de sănătate o să apară mai ales pentru acele persoane care suferă pe partea de ficat, probleme hepatice sau răceli foarte frecvente. Deci, s-ar putea să fiți afectați de o boală care va fi ceva mai complicată decât părea ea la început. Deci, atenție mare pe sănătatea voastră. Luna nouă în săgetător este o poziție care înseamnă căutarea constantă a ceva care de fapt ne lipsește în viață. Simțim asta. Pot fi obiective neîmplinite. Pot fi greșeli neterminate din trecut, acum poate vreți să le îndreptați, pot fi relații neterminate sau pur și simplu o tristețe. Și toate astea nu ne lasă să fim liniștiți și nici să dormim liniștiți pe perna noastră. Luna nouă în casa cunoașterii, casa nouă aduce clar viziune, iluminare, schimbarea credinței natale în unele cazuri, dor de a călători, intuiție. Pe aceste domenii voi trebuie să cereți universului noi oportunități și noi șanse. La sfârșit de lună, Marte, retrograd în Gemeni, deci pe casa 3 a comunicării, face un trigon pozitiv cu Saturn, în mers direct aflat pe casa 11 a prietenilor și a grupurilor voastre sociale. Deci sfârșitul lunii oferă
emoții și un aspect pozitiv care ne armonizează energiile interioare, ne dă putere, ne dă ambiție. Din acest moment și până în primele zile ale lui decembrie, vom avea o energie extraordinară pentru a rezolva chiar și cele mai dificile sarcini. Ingeniozitatea, eficiența vor fi foarte puternice și acest tranzit mai este legat și de autodisciplina spre copiii voștri, cei care îi au. Este momentul pentru a începe poate un nou sport, o nouă activitate de întreținere fizică, pentru că aici o să aveți nevoie. Schimbările pe care le faceți în această perioadă o să fie permanente și semnificative pentru viitor. Aura voastră energetică o să vedeți, va străluci. Iar pentru că Saturn este în casa 11, aduce prieteni, cercuri sociale exclusiviste sau supuse, aduce prieteni mai în vârstă, mai serioși, raporturi de prietenie înșelătoare în unele cazuri, deci atenție, sau obstacole ce vin din pricina unor prieteni. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați că dacă apăsați butonul roșu din dreapta jos a ecranului, veți primi automat toate noutățile, mai ales că o să încep să detaliez anul ce vine pentru fiecare zodie în parte și vă voi da toate atenționările necesare. Pentru iubitorii de astrologie și de magie, vă aștept pe Patreon, unde aveți sute de alte materiale și primiți în avans informațiile anilor ce vin. Vă pup!